Salutare, oameni frumoși! Ce faceți? Cum vă este ziua? Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Cuvinte pentru Suflet. Astăzi vom continua cu aceeași carte, după cum v-ați obișnuit, cea lui Joe Dispenza, Distrugeți obiceiurile nocive. În partea de astăzi vom vorbi foarte mult despre creație, despre supraviețuire versus creație. Da? Este capitolul 5 din cartea lui Joe. Este un capitol în care găsim foarte multe informații care să ne ajute să înțelegem mai mult despre mecanismul acesta de funcționare al nostru ca și corp, din toate punctele de vedere, atât ca și corp fizic, cât și un corp subtil, da, mental, emoțional și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri pe care probabil unii dintre noi le știm foarte bine, însă acum într-adevăr ies așa mai mult la suprafață, fiindu-ne oarecum confirmate. Așadar o să încep, pentru că am foarte multă informație de foarte bună calitate care ne va ajuta foarte mult și care ne va inspira foarte mult în acțiunile și gândurile noastre viitoare. În ultimul capitol am folosit intenționat exemplul felului în care descriu să-mi ilustrez teoria despre transcenderea marii triplete, pentru că atunci când scriem, creăm cuvinte, indiferent dacă pe o foaie de hârtie sau într-un document electronic. Aceeași creativitate intră în joc când pictăm, când cântăm la un instrument, când strujim o bucată de lemn sau ne implicăm în orice altă acțiune care are efectul de a desființa lanțurile în care ne ține marea tripletă. De ce este atât de greu să trăim astfel de momente creative? Concentrarea asupra unui trecut nedorit sau unui viitor care ne înspăimântă înseamnă o viață trăită preponderent în condiții de stres, în regim de supraviețuire. Fie că suntem obsedați de sănătate, supraviețuirea trupului, de plata ipotecii, nevoia de supraviețuire legată de adăpostirea în fața mediului extern, sau de faptul că nu avem suficient timp să facem ce este nevoie pentru supraviețuire, cei mai mulți dintre noi sunt mult mai familiarizați cu starea mentală de dependență, pe care o vom numi, între ghilimele, supraviețuire, da? Decât cu viața în calitate de creatori. Da? Așadar, viața aceasta în regim de supraviețuire ne ocupă, din păcate, multora dintre noi, cea mai mare parte a vieții. Pentru că așa este creată, așa o vedem, din păcate. Imaginați-vă viața în regim de supraviețuire, apelând la imaginea unui animal, cum ar fi o căprioară care paște mulțumită în pădure. Să presupunem că se află într-o stare de homeostază, adică de echilibru perfect. Dar, atunci când percepe vreun pericol în împrejurimi, un prădător, să zicem, îi se activează sistemul nervos care funcționează în regimul luptă sau fugi. Acest sistem nervos simpatic face parte din sistemul nervos autonom, care menține funcțiile autonome ale corpului, precum digestia, reglarea temperaturii, nivelurile de glucoză din sânge și altele asemenea. Pentru a pregăti animalul în vederea confruntării cu situația de urgență identificată, organismul suferă o transformare chimică. Sistemul nervos simpatic activează în mod automat glandele suprarenale, în vederea mobilizării unei cantități enorme de energie. Dacă animalul este fugărit de o haită de lupi, acesta își folosește energia ca să fugă. Dacă e suficient de agilă ca să scape nevătămată, atunci după 15 sau 20 de minute, căprioara își reia păscutul, iar echilibrul interior se restabilește. Același sistem funcționează și la noi oameni. Când simțim pericolul, ni se activează sistemul simpatic, se mobilizează energia și așa mai departe, în mod foarte asemănător cu ce se întâmplă cu căprioara. În primele epoci ale istoriei omenirii, această minunată reacție de adaptare ne-a ajutat, bineînțeles, să facem față amenințărilor din partea prădătorilor, precum și altor riscuri care ne puneau în primejdie supraviețuirea.
Acele caracteristici animale ne-au servit bine din punctul de vedere al evoluției ca și specie. De fiecare dată când stricăm echilibrul chimic al organismului, ne confruntăm cu ceea ce se numește stres. Reacția la stres constituie modalitatea prin care organismul răspunde când echilibrul îi este afectat și ceea ce face pentru a reveni la starea inițială. Fie că vedem un leu în rezervația naturală Serengeti, că dăm nas în nas la băcănie cu chipul nu prea amical al fostei sau fostului nostru iubit, fie ne lasă nervii în plină autostradă pentru că am întârziat la o ședință, declanșăm reacția de stres pentru că reacționăm la mediul nostru extern. Spre deosebire de animale, avem capacitatea de a declanșa reacția de tip luptă sau fugi, doar prin acțiunea gândului. Iar gândul respectiv nu este neapărat nevoie să fie asociat cu vreuna din condițiile noastre de mediu din acel moment. Reacția poate fi declanșată și în anticiparea unui eveniment viitor. Chiar și mai dezavantajos este faptul că putem provoca aceeași reacție de stres doar prin rememorarea unei situații întipărite în structura materiei noastre cenușii. În consecință, fie anticipăm experiențe generate de stres, fie le evocăm. Organismul nostru există fie în viitor, fie în prezent. Spre dezavantajul nostru, transformăm situații de stres pe termen scurt în unele pe termen lung. Pe de cealaltă parte, după câte ne putem da seama, animalele nu au abilitatea sau dizabilitatea, mai bine spus, de a declanșa reacția de stres, atât de frecvent și de ușor, încât să nu mai poată dezactiva. Căprioara despre care vorbeam, cea care se întoarce atât de fericită la păscut, nu se consumă din cauza gândului la ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute. Ca să nu mai vorbim de cum a alergat-o lupul acum 2 luni. Tipul acesta de stres repetitiv ne dăunează, pentru că niciun organism nu a fost conceput ca un mecanism care să facă față efectelor negative exercitate asupra sa în cazul în care reacția de stres este declanșată cu mare frecvență și pe durate îndelungate de timp. Cu alte cuvinte, nu există ființă care să poată evita consecințele unui trai în situații prelungite de urgență. Când activăm reacția la stres și nu o mai putem dezactiva, ne putem aștepta ca organismul să clacheze. Să zicem că tot activați și dezactivați sistemul luptă sau fugi din cauza unor condiții care constituie un pericol în imaginar sau real în viața dumneavoastră. Pe când inima vă pompează cantități enorme de sânge către extremități, iar corpul este scos brutal din starea de homeostază, sistemul nervos vă pregătește din ce în ce mai intens să fugiți sau să luptați. Să fim onești însă, nici nu puteți fugi în Bahamas, nici nu vă puteți strânge colegul de gât. Ar fi primitiv. Ca urmare, vă condiționați inima să fie mereu pe fugă și s-ar putea să vă îndreptați spre probleme precum hipertensiune, aritmie, etc. Și ce urmează să se întâmple dacă mobilizați neîncetat toată această energie menită pentru situații de urgență? Dacă vă îndreptați cea mai mare parte a energiei asupra aspectelor mediului extern, nu se va mai rămâne mare lucru pentru mediul intern al organismului. Sistemul imunitar, care monitorizează mediul intern, nu poate ține pasul cu lipsa rezervelor de energie pentru creștere și recuperare. Iată de ce vă îmbolnăviți. Indiferent dacă este vorba de o răceală, cancer sau artrită reumatoidă, toate acestea fiind stări cu apariție mediată imună. Dacă vă gândiți bine, adevărata diferență dintre noi și animale constă în faptul că, deși trecem unii și ceilalți prin situații de stres, oamenii retrăiesc și pretrăiesc situațiile traumatizante. Ce anume este atât de dăunător în declanșarea reacției noastre față de stres, de către tensiuni din trecut, prezent și viitor? Atunci când suntem atât de frecvenți
frecvent smulși din starea de echilibru chimic, până la urmă, starea respectivă de dezechilibru se transformă în regulă. Da? Așadar, în consecință, suntem sortiți să ne trăim până la capătul destinului genetic și, în majoritatea cazurilor, aceasta înseamnă suferință cauzată de boală. Din perspectivă psihologică, excesul de hormon de stres generează emoțiile umane de furie, frică, invidie și ură. Incită sentimente de agresivitate, frustrare, anxietate și insecuritate și provoacă trăiri de durere, suferință, tristețe, deznădejde și deprimare. Cei mai mulți oameni își petrec cea mai mare parte a timpului preocupându-se de gânduri și sentimente, atenție, negative. Ce probabilitate există ca majoritatea lucrurilor care ni se întâmplă în prezent să fie negative? În mod evident, niciuna. Stările emoționale negative sunt atât de pronunțate pentru că fie trăim într-o stare de anticipare a stresului, fie îl retrăim printr-o amintire, astfel încât cele mai multe dintre gândurile și sentimentele noastre sunt mânate de acești hormoni puternici de stres și supraviețuire. Când ni se declanșează reacția de stres, ne concentrăm asupra a trei aspecte fundamentale. Corpul trebuie să fie protejat. Mediul, unde să mă duc să scap de această amenințare. Și timpul, cât mai am ca să scap de această amenințare. Trăirea în regim de supraviețuire este motivul pentru care noi oamenii suntem atât de dominați de marea tripletă. Reacția de stres și hormonii pe care îi generează ne forțează să ne concentrăm asupra corpului, mediului și timpului, să fim obsedați, practic, de acestea. În consecință, începem să ne definim sinele între limitele domeniului fizic. Devenim mai puțin spirituali, mai puțin conștienți, mai puțin prezenți și din ce în ce mai puțin atenți la ceea ce ne înconjoară. Formulând lucrurile altfel, ne transformăm în materialiști, consumați frecvent de gânduri legate de obiectele din mediul înconjurător. Identitatea ne se înfășoară în propriul trup. Suntem absorbiți de lumea exterioară pentru că aceasta este cea asupra căreia ne forțează substanțele chimice să ne concentrăm. Lucrurile pe care le posedăm, oamenii pe care îi cunoaștem, locurile în care trebuie să mergem, problemele cu care ne confruntăm, coafurile care ne displac, părți ale corpului nostru, greutatea pe care o avem, cum arătăm în comparație cu alții, cât timp mai avem sau nu mai avem. Înțelegeți ce vreau să spun. Și ne amintim cine suntem, în primul rând, prin referire la ceea ce știm și lucrurile pe care le facem. Viața în regim de supraviețuire ne determină să ne concentrăm asupra 0,0001% din realitate, uitând de restul de 99,99999%. Cei mai mulți dintre noi adoptă ideea tradițională despre sine ca fiind cineva, dar adevăratul nostru sine nu are nimic de a face cu marea tripletă. Sinele nostru este conștiință conectată la un câmp cuantic de inteligență. Când ne transformăm în acest cineva, un sine fizic, materialist, care trăiește în regim de supraviețuire, uităm cine suntem cu adevărat. Legătura se rupe și avem sentimentul separării de câmpul universal al inteligenței. Cu cât trăim mai mult sub influența hormonilor de stres, cu atât mai pregnant, identitatea ni se transformă într-un iureș de natură chimică. Dacă modelul cuantic al realității definește în ultima instanță tot ceea ce există ca fiind energie, de ce ne percepem pe noi înșine mai mult ca ființe fizice decât ca ființe energetice? S-ar putea spune că emoțiile orientate spre supraviețuire, emoțiile care constituie, bineînțeles, energie în mișcare,
sunt de frecvență scăzută sau cu energie scăzută. Acestea vibrează la o lungime mai scurtă de undă, împolpumolindu-se în starea fizică de a fi. Devenim mai denși, mai grei și mai corporali, pentru că energia ne face să vibrăm mai lent. Într-un sens destul de literal, alcătuirea corpului devine mai mult masă și mai puțină energie. Mai multă materie și mai puțin spirit. Mai departe vă voi prezenta un subcapitol din cadrul acestui capitol, care se intitulează Dependența de a fi cineva. Am selectat de aici un pasaj foarte frumos, în care autorul ne spune că atunci când se declanșează reacția la stres, indiferent dacă amenințarea este reală sau închipuită, în sistemul nostru dă năvală o cascadă de substanțe chimice, ce ne impulsionează puternic din punct de vedere energetic, trezindu-ne, între ghilimele, da, pe moment, corpul și anumite părți din creier pentru a ne concentra întreaga atenție asupra marii triplete. Căpătăm astfel un grad mare de dependență, e ca și cum am bea un expreso triplu. Ne activăm puternic pentru câteva clipe. Cu timpul, dezvoltăm o dependență conștientă de propriile probleme, de situațiile nefavorabile, de relațiile noastre nesănătoase. Întreținem în viață astfel de situații ca să ne alimentăm dependența de emoțiile orientate către supraviețuire, astfel încât să ne amintim cine credem că suntem ca persoană. Suntem pur și simplu îndrăgostiți de impulsul de energie pe care îl dobândim de la propriile necazuri. Așadar, indiferent că suntem sau nu conștienți de faptul că lucrurile acelea nu ne fac bine, din păcate, așa cum cred că vorbeam și în video anterior, aceste situații ne generează acești hormoni de care practic suntem dependenți. Da? Așadar, trebuie să ieșim din acest ciclu vicios, ca să spunem așa. Mai mult, această stare de excitare emoțională o asociem cu fiecare persoană, obiect, loc și experiență din lumea înconjurătoare, cunoscute și familiare. Devenind dependenți de aceste elemente din mediu, ne însușim mediul ca fiind propria identitate. Cel mai dăunător lucru dintre toate este că trăim cu spaima că dacă problemele respective ar dispărea, n-am ști ce să gândim și cum să ne simțim și n-am mai putea trăi impulsul de energie care ne face să ne amintim cine suntem, cine credem noi că suntem. În cazul celor mai mulți dintre noi, ferească Dumnezeu să fim cineva, să nu fim cineva, mă scuzați. Cât ar fi de groaznic să fii un nimeni, să nu ai identitate. Când ne aflăm în regim de supraviețuire, într-o situație de urgență, este logic ca sinele să aibă prioritate. Dar atunci când trupul și creierul sunt forțate de substanțele chimice, de stres, să-și părăsească starea de echilibru, sinele se supraconcentrează asupra supraviețuirei și autodeplasează pe primul loc până la excluderea oricărui alt lucru. Suntem egoiști, fără încetare și măsură. Astfel devenim prea îngăduitori cu noi înșine, concentrați asupra propriei persoane, plini de sine, compătimindu-ne și culpabilizându-ne în exces. Atunci când ego-ul se află într-o stare permanentă de stres, are o singură prioritate: eu înainte de toate. Mai departe vă voi prezenta un pasaj din cadrul unui subcapitol care se intitulează Dacă gândurile ne pot îmbolnăvi, atunci ne putem și vindeca. Autorul ne dă exemplu aici, un exemplu imaginar și începe așa. Să zicem că o persoană a trecut prin câteva experiențe, printr-o perioadă scurtă de timp, care i-au produs o mulțime de resentimente. Consecința reacțiilor sale inconștiente la evenimentele respective a fost că persoana a persistat în propria amărăciune.
Substanțele chimice care corespund acestei emoții au inundat celulele. Cu trecerea săptămânilor, emoția ei s-a transformat în dispoziție, care s-a continuat luni la rând și s-a transformat în trăsătură de temperament, perpetuată timp de ani de zile, până când a format o puternică trăsătură de personalitate, numită resentiment. De fapt, a memorat atât de bine această emoție, încât organismul a ajuns să știe mai bine decât conștientul ce înseamnă resentimentul, pentru că persoana se păstra de foarte mulți ani în limitele unui ciclu de gândire, simțire, simțire, gândire. Pe baza celor aflate despre emoții, ca semnătură chimică a unei experiențe, nu ați fi de acord că atâta timp cât persoana se agață de resentiment, organismul acesteia va reacționa ca și cum ar trăi încă experiența evenimentelor de demult, care îl determinaseră la început să adopte emoția respectivă? În plus, dacă reacția organismului la substanțele chimice care definesc resentimentul tulbură funcționarea anumitor gene, iar reacția susținută respectivă semnalează neîncetat acelorași gene să reacționeze în același mod, n-ar putea organismul să dezvolte în cele din urmă o maladie fizică, precum cancerul, de exemplu? Dacă așa stau lucrurile, nu este posibil ca odată dememorată această emoție de permanent resentiment, renunțând la gândurile care generau senzația de resentiment și invers, organismul persoanei, în calitate de inconștient, să se elibereze de această sclavie emoțională? Iar cu timpul n-ar înceta oare să mai transmită aceleași semnale către aceleași gene? Să încheiem închipuindu-ne că persoana respectivă a început să gândească și să simtă în moduri benefice, într-o asemenea măsură încât și-a inventat un nou ideal de sine asociat unei noi personalități. Pe măsură ce trece într-o nouă stare de a fi, n-ar putea să trimită semnale binefăcătoare către propriile gene, condiționându-și astfel organismul în raport cu o stare emoțională superioară, înainte de a trece prin experiența efectivă a însănătoșirii? N-ar putea realiza acest lucru în asemenea măsură încât corpul să înceapă să se transforme doar prin forța gândului? Așadar, n-ar putea? Iar răspunsul la această întrebare cred că nu-l va ști decât persoana respectivă. Pentru că există două posibilități. Ar putea sau nu ar putea. Aici depinde de persoana în cauză, nu? Trecem mai departe la creația. Viața ca un nimeni. La finalul capitolului anterior, vă descrieam pe scurt cum putem trăi în regim creator. Acestea sunt momentele de angajament deplin, de completă prezență în flux, astfel încât mediul, corpul și timpul să pară imateriale și să nu ne contopească gândurile conștiente. Viața în regim creativ înseamnă să trăiți ca un nimeni. Ați observat vreodată că de fiecare dată când vă găsiți în plină activitate creativă, uitați de dumneavoastră înșivă? Vă disociați de lumea cunoscută. Încetați să mai fiți cineva care își asociază identitatea cu anumite lucruri aflate în posesia dumneavoastră, cu anumiți oameni pe care îi cunoașteți, cu sarcinile specifice pe care le îndepliniți și cu anume locuri în care ați locuit la un moment dat sau altul. S-ar putea spune că atunci când vă aflați într-o stare de creativitate, uitați de obișnuința de a fi dumneavoastră înșivă. Și aici, când autorul spune obișnuința de a fi dumneavoastră înșivă, efectiv se referă la ego-ul nostru, la personalitatea noastră creată în decursul anilor, da? Practic, ceea ce credem că noi suntem. Vă lepădați de sinele egoist și deveniți fără de sine. Ați depășit timpul și spațiul și v-ați transformat în conștient, pur, imaterial. Odată deconectat de trup, când nu vă mai concentrați pe oameni, locuri sau obiecte din mediul înconjurător și dincolo de timpul liniar, pătrundeți prin poarta câmpului cuantic. Nu puteți pătrunde fiind cineva. Trebuie să o faceți fiind nimeni. Trebuie să lăsați la intrare eul concentrat asupra sieși
și să intrați în lumea conștientului, fiind conștiință pură. Și așa cum spuneam în capitolul 1, ca să vă transformați corpul, să cultivați o stare mai bună de sănătate, anumite condiții exterioare, o nouă slujbă sau o nouă relație, poate, sau linia temporală spre o posibilă realitate viitoare, trebuie să ajungeți nimeni, nimic, nicicând. Așadar, iată marele indiciu. Ca să vă puteți schimba orice aspect al vieții, trup, mediu sau timp, trebuie să-l transcendeți. Ca să puteți controla marea tripletă, trebuie să o lăsați în urmă. Mai departe voi începe cu o frază pe care probabil cei mai mulți dintre noi, sau cel puțin cei pasionați de acest domeniu al științei preponderent fizica cuantică și spiritualitatea, da? Care ușor, ușor așa se îmbină cât mai mult, având ca și element comun conștiința, știm că atenția este locul spre care vă concentrați energia. Știm lucrul acesta. Este necesar nu doar să-l știm, este necesar să-l și aprofundăm, să-l simțim, să devină parte integrantă din noi și să-l conștientizăm în fiecare moment al unei acțiuni pe care o întreprindem. Pentru a folosi atenția, ca să vă capacitați propria viață, va trebui să examinați ce ați creat deja. Acesta este punctul din care putem spune că începeți să vă cunoașteți. Vă analizați convingerile despre viață, despre propria persoană și despre ceilalți. Sunteți ceea ce sunteți. Sunteți unde sunteți și sunteți cine sunteți din pricina a ceea ce credeți despre dumneavoastră. Convingerile dumneavoastră sunt gândurile pe care continuați să le acceptați, conștient sau inconștient, ca legi ale propriei vieți. Fie că conștientizați sau nu, acestea vă afectează totuși realitatea. Așadar, dacă vreți cu adevărat o nouă realitate personală, începeți să observați toate aspectele personalității dumneavoastră de acum. Dat fiind faptul că acestea operează în primul rând sub nivelul conștientului, foarte asemănător programelor automate, va trebui să pătrundeți înăuntru și să examinați aceste elemente de care nu erați probabil conștient înainte. Dat fiind faptul că personalitatea cuprinde felul în care gândiți, acționați și simțiți, trebuie să fiți atenți la gândurile inconștiente, la comportamentele reflexe, la reacțiile emoționale. Puneți-le sub observație pentru a stabili dacă sunt reale și dacă vreți să le susțineți în continuare cu energia dumneavoastră. Așadar, haideți să observăm mai bine ce ne face bine, ce nu ne face bine și să putem elimina lucrurile sau situațiile sau persoanele care nu ne fac bine din viața noastră, da? Și să putem să introducem lucrurile care ne fac bine, da? Lucrurile care ne conduc așa către emoții superioare, da? De iubire, de recunoștință, de compasiune, da? Și să reușim să fim acolo cât mai sus. Familiarizarea cu stările inconștiente ale minții și trupului presupune un act de voință, intenție și luciditate. Dacă deveniți mai atent, atenția devine susținută. Dacă atenția este susținută, conștientizați mai mult. Conștientizând mai mult, sunteți mai conștienți. Dacă sunteți mai conștienți, veți observa mai mult. Dacă observați mai mult, vă va crește capacitatea de observare a sinelui și a celorlalți oameni și a elementelor interne și externe ale propriei realități.
În sfârșit, cu cât observați mai mult, cu atât vă treziți din starea de minte inconștientă și treceți în cea de atenție conștientă. Așadar, realizarea supremă, inițială. Scopul conștientizării sinelui este acela de a nu permite niciunui gând, niciunei acțiuni sau emoții pe care nu le mai doriți să treacă de bariera atenției. Astfel, cu timpul, capacitatea dumneavoastră de inhibare conștientă a acelor stări de a fi va determina oprirea declanșării și consolidării vechilor circuite neurologice asociate cu vechea personalitate. Așadar, dacă într-adevăr susținem atenția atât la nivelul gândurilor, cât și emoțiilor și, bineînțeles, mai departe asupra acțiunilor, comportamentului nostru și așa mai departe, vom observa că, practic, noi ne putem crea efectiv realitatea noastră și nu o să mai fie atât de random, nu? Adică nu ni se vor mai întâmpla lucruri care nu vrem să ni se întâmple. Da? Așadar, noi suntem cei care ne creăm propria realitate și astfel prin muncă multă și prin dorință și, bineînțeles, intenție, putem realiza acest lucru. Putem aduce mai multă conștiință și astfel a ne crea viața noastră ideală, din punctul nostru de vedere. Da? Când trăim în regim de supraviețuire, încercăm să controlăm sau să forțăm un rezultat. Așa face eu-ul. Când trăim cu emoția superioară a creației, ne simțim atât de înălțați, încât nu am încercat niciodată să analizăm cum sau când s-ar împlini destinul ales. Suntem încredințați că se va petrece pentru că l-am trăit deja în minte și în trup, în gând și în simțire. Suntem conviși că așa se va întâmpla pentru că ne simțim conectați la ceva superior. Ne aflăm într-o stare de gratitudine pentru că ne simțim ca și cum s-ar fi și întâmplat. Detaliile specifice ale rezultatului dorit, când va avea loc, unde și în ce condiții, nu le cunoașteți în totalitate, dar v-ați pus credința într-un viitor pe care nu-l puteți nici vedea, nici percepe într-un alt fel cu simțurile. Pentru dumneavoastră, acesta s-a întâmplat deja, aspațial, atemporal, într-un loc din care izvorăți toate. Vă aflați într-o stare de cunoaștere deplină, vă puteți relaxa în leagănul clipei și puteți renunța să nu mai trăiți în regim de supraviețuire. A anticipa sau analiza când, unde și cum se va petrece evenimentul n-ar face altceva decât să vă readucă la vechea identitate. Așadar, dragilor, cam atât pentru astăzi. Cred că, și sper că v-a plăcut acest conținut, această diferență între a trăi într-un regim de supraviețuire și a fi un creator, da? Indiferent ceea ce creezi tu, este imaginația ta, este munca ta, este satisfacția ta și de ce nu? De ce să nu-i dai curs? De ce să nu te redescoperi în felul acesta? Și de ce să nu-ți urmezi inima? De ce să nu-ți urmezi sentimentele și tot ce ține de partea ta interioară, de mulțumirea ta, de armonia ta, de echilibru tău, de a trăi într-o coerență așa între creier și inimă? Da, de ce nu? Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Dacă vă plac aceste videouri cu conținutul pe care îl promovez, vă rog să-mi dați un subscribe. Este butonașul acela roșu în partea dreaptă. Și pe mai departe, ne vom vedea data viitoare, unde vom analiza aceeași carte, pentru că mai sunt foarte, foarte multe idei care merită împărtășite.
Așadar, până atunci, gânduri bune și să aveți zile senine și mult soare în suflet.